Vreme frumoasă, stadion care arată bine, suntem în Giulești, înaintea acestui Rapid Mioveni din etapa cu numărul 11. Echipele intră acum pe teren, așadar Rapid CS Mioveni, încă un meci reglare de conturi pentru rapidiști, pentru că să nu uităm, sezonul trecut au pierdut în ultima etapă, la ultima fază a meciului cu Mioveni și astfel au fost opriți din cursa spre o eventuală participare în Conference League. Și este gol, îl scrie Scarlatache cu o lovitură de cap perfectă. A bătut bine Buziuc. Și iată, Rapidul încasează cel de-al doilea gol de când a început Superliga. Buziuc. Scarlatache sare. Cred că sare împreună cu Papo. Bine, Papo era destul de departe de el. Și era în spatele lui. Lovitură de cap imparabilă. Acolo este și Săpunaru. A fost lovit acolo. Pop, al doilea galben și eliminare. Asta înseamnă să nu ai minte că dai galben, nu faci, când dai deja un carton al galben, nu faci așa ceva. O scuză și un alibi, mai bine zis, pentru cupa lui Stoican să se apere aglomerat, dar n-are ce să facă la această fază la care Sefer deschide scorul. Combinație perfectă reușită de Rapid, minutul 39. Excelentă combinație, de mare precizie pe Liga în acest sezon. Minge întoarsă foarte bine de Costache. Da, Costache urmărește, mingea trece peste Scarlatache și acolo doarme cineva în post. Doarme în spatele lui Sefer și din acest moment Rapidul va deveni fără doar o altă echipă și periculos. Prinde Justin Popescu. Costache îl evită. Sefer și Dugancici așteaptă în careu. Dugancici încercând să ia prima bară. Intervenție nereușită. Bară! Intervenție nereușită. Nu și-a judecat bine pașii. Nu și-a calculat bine pașii. Scarlatache. Preluarea lui Sefer. Pic cam lungă. Totuși ajunge mingea. Și-o trimite printre picioarele. Dacă acum centrarea, destul de periculoasă, minge deviată! Florin Ștefan. O, ce intervenție bună a lui Popescu. Noiu, încă o dată, bine bătut, Lucasen, un pic alături, Dixandru se plânge de fault în atac, se plânge că a fost ținut de Lucasen. Dispută în condiții de egalitate, sunt amândoi cu picioarele pe pământ, amândoi se împing, se țin, momentar. Încercă să revină la forma din sezonul trecut, o pasă și un șut, bară. Încă un șut și mingea este în poartă. Îl scrie noul intrat, Lucasen. Lucasen, autorul acestui gol, venit în minutul 87. Omul potrivit la locul potrivit. Lucasen aduce Rapidul în avantaj în minutul 88. Gol înscris pe final de meci, așa cum au făcut-o de fapt și argeșenii în finalul sezonului trecut, când au dat gol la ultima fază. Au câștigat atunci cu 3-2 acasă și Rapidul a ratat participarea în Conference League. Rea bine din cădere. Va fi probabil o verificare care se face, sau poate că s-a și făcut în cabina VAR. Care este poziția lui Lucas în momentul șutului?